Primăria Reghin a organizat miercuri la Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară un prim eveniment dedicat dezbaterii egalității de gen. Acesta face parte din proiectul înființarea unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani în municipiul Reghin, proiect ce se finalizează luna viitoare. Proiectul l-am început în 2014, am semnat contractul de finanțare în 2015 și tot atunci am început și implementarea lui. Are o valoare de 1.480.000 de lei și este făcut în parteneriat cu orașul Ungheni din Republica Moldova și cu un ONG de la noi de aici, Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Ca și componente ale proiectului avem reabilitarea unei clădiri unde vom înființa un centru, o creșă, Universul Prichindeilor, cu o capacitate de 25 de locuri, o componentă de promovare a proiectului și o componentă de cursuri pentru femeile din categorii defavorizate. Participantele la informare sunt femei din grupuri defavorizate, dar nu numai, care află despre cadrul legislativ, importanța femeii în societate, echilibru între viața personală și cea profesională. Pe plan mondial se discută foarte aprig despre egalitatea de șanse și eradicarea discriminării pe bază de gen și chiar dacă eu fac parte dintr-o echipă puternică de bărbați și niciodată nu m-am simțit discriminată, sunt și eu femeie și trebuie să recunosc că sunt multe cazuri în care femeile sunt marginalizate sau mai prost plătite. Mă bucur că și femeile din Reghin și din zonă vor beneficia de acest lucru. Va fi o deschidere totală pentru că eu știu pe cei care sunt responsabili și care au câștigat licitația sunt foarte, foarte bine pregătiți și sper că atunci colegele noastre care merg acasă să fie mai puternice, pregătite să ia viața în piept și să primească orice funcție de răspundere pentru că o să ducă la bun sfârșit. Știm foarte bine că noi avem o comunitate cu femei defavorizate și încercăm să le implicăm, să le explicăm că ele sunt egale cu bărbații, că pentru ei am construit. Deci această creșă are și 5 locuri pentru familiile defavorizate, în special pentru comunitatea romă. Și tocmai acest lucru vrem să-l aducem la cunoștința lor. Evenimentele cuprind dezbateri pe grupuri de lucru, ateliere și întocmirea unui material cu concluzii, care să fie promovat ulterior sub genericul campanie dedicată femeilor de succes. Proiectul se va finaliza în aprilie 2017, se vor angaja 7 persoane și să sperăm că începând cu luna mai copiii vor putea să vină într-un loc deosebit, frumos, primitor și cald.